Hei, bună drăguții mei scorpioni! Facem etalarea lunii iulie pentru toți cei cu lună, soare, ascendent, descendent, aglomerație de planete și ce mai vreți voi în scorpion. Dacă ai plăcerea să rămâi aici alături de mine 10 minute, nu știu, nu e așa lungă etalarea asta, pentru a vedea care este energia lunii iulie pentru tine, dragă scorpion, ești bine venit! Hai să vedem care este energia. Da, și scoatem aici o carte pentru tine. Și avem așa. Creștere spirituală. Am mai ieșit la cineva cartea asta, numărul 7, dacă îți spune ceva. Văd că ai o intuiție foarte bună în perioada asta și maestrii tăi, ghizii tăi spirituali sunt acolo pentru tine, lângă tine, pentru a te ghida mai departe, pe mai departe. Deci toată luna iulie se pare că ești foarte ghidată sau ghidat. Și ce avem aici? Temperanța. Poate că ai de-a face cu cineva din săgetător. Avem o temperanță. Care este energia ta? Aici vreau să văd casa ta, familia, finanțe și carieră, dragoste și o surpriză. Bun. Și avem așa, carul triumfal. Uite, lângă tine apare un săgetător, dar și un rac sau cineva cu marcaje pe aceste zodii. Călătorie, vă, drum. Un drum binecuvântat pe tine, la drum. Unde pleci? Unde pleci? Ia să vedem. Carul triumfal. Triumf înseamnă victorie, reușită, în legătură cu un drum, cu o călătorie. O întoarcere mai poate fi. Și avem aici diavolul. Totuși, ai grijă, pentru că nu e, cum să spun eu ție, ai și diavolul lângă tine, ai și îngerul păzitor, știi? Adică puneți așa încrederea în Dumnezeu, indiferent ce faci, indiferent ce ai de gând să faci. Sunt niște tentații, totuși. Probabil că de aceea mi-au și ieșit două energii, un săgetător și un rac. Unul s-ar putea să fie ghidul tău spiritual și îngerul păzitor, iar celălalt să fie o influență mai puțin bună. Pentru că văd aici o persoană care se tot uită la tine, la ce faci tu, la mișcările tale. Bineînțeles, pentru a putea să acționeze împotriva ta la un moment dat. Ai grijă cu uite de stăinui în perioada asta. Casa ta. În casa ta avem un 6 de cupe. 6 de cupe, cineva se întoarce. Și mai pare aici a fi un copil, cineva cu o reușită. Oferi ceva cuiva. Sau, da, e o energie destul de tânără. Parcă îmi vine să spun că te pui la mintea unui copil sau ai de-a face cu energiile astea tinere, copiii, destul de mult. Familie, casă și familie. În familie ai un rege de spade. Cine e regele ăsta de spade? Regele de spade e o energie foarte rece. De obicei masculină, dar nu neapărat. Este o energie rece, o energie care a unei persoane mai tăioase, așa. Și magicianul, cineva care încearcă să te manipuleze aici, în familie, cineva din familie. Jobul și cariera, treiul de bâte, lucru peste hotare, lucru la distanță, așteptare văd aici. Hai să vedem ce-i. Bănuți? Da, un nou început. Pentru unii dintre voi apare aici o nouă posibilitate, o nouă ofertă, un nou început. Poate faci niște cursuri, pentru că asta e cartea ucenicului. Poate faci niște cursuri, poate că acum te inițiezi în ceva nou. De obicei, na, pajul ăsta de monede vine cu ceva ce n-ai mai făcut niciodată. Poate că te interesează ceva ce ai putea să faci, dar n-ai mai făcut până acum. Și faci niște cursuri, ceva de genul ăsta, dar văd că și aștepți. Hai să vedem pe dragoste. Pe dragoste ai împăratul și surpriza este un 3 de monede. Împăratul pe dragoste, cea mai importantă persoană din viața ta, se pare că vei avea de-a face cu acest om. Și apare turnul aici. Aici e o surpriză, mai puțin plăcută sau plăcută, depinde, turnul poate aduce ceva frumos sau mai puțin frumos. Se pare că pentru unii dintre voi, pentru că în turnul ăsta, în cărțile astea, da, este exact povestea aceea din Biblie, când Doamne, Doamne, a dat foc celor două orașe,
Sodoma și Gomora. Și aici ești tu, cea care pleci. De ce pleci? Din cauza dezmățului, de aceea acoper cartea, pentru că e foarte mult dezmăț aici. Deci dacă în dragoste persoana dragă sufletului tău, persoana pe care tu ai pus-o acolo pe un piedestal, omul iubit, omul căruia tu i-ai dat prea mult, prea mult, face anumite lucruri care pe tine te deranjează din punct de vedere moral, atunci cred că tu vei lăsa această persoană cumva în spate. Nu vrei să-i faci jocurile și nu numai că nu vrei să-i faci jocurile, dar cred că vei lăsa această persoană în spate. În alte cazuri, situația pe care eu o văd aici ar putea fi surprinzătoare, adică cumva persoana asta să te surprindă într-un mod plăcut. Dar asta în foarte puține cazuri. De obicei, primul gând care îmi vine și primul gând n-a fost prea bun. Ce mai avem aici? Un as de cupe. Da, s-ar putea. Retragerea ta să facă această persoană, da, să dea un restart relației voastre. Pentru alții dintre voi apare o dragoste nouă. Numai că aveți grijă de cine vă îndrăgostiți aici, că s-ar putea ca această persoană să vă dea așa un pic pe spate, cum s-ar spune, dar totuși. Uitați-vă la anturaje, uitați-vă, nu știu, căscați ochii bine, că sunt niște lucruri acolo care trebuie un pic cercetate. Surpriza, un 3 de monede, cineva sare în ajutor. O persoană la care nici nu te aștepți. Sau, în alte cazuri, acum rămân și pe prima idee, da? Pentru că aici totuși este o muncă în echipă. Sau, pentru alții dintre voi, surpriza este un drum. O călătorie, așa cum am văzut și aici. Un drum, o călătorie. Și optul ăsta de cupe. Ia să vedem. Din cauza unei discuții, din cauza unei dispute, din cauza unui trio, în unele cazuri. Da, văd aici o ceartă, văd o dispută și surpriza ar fi faptul că, dacă ești o energie masculină, persoana dragă ție s-ar putea să-ți întoarcă spatele și să plece. Sau, dacă tu ești energie feminină, s-ar putea ca tu să faci asta. Da, deci sunt mai multe. Ca și surpriză, poate fi ajutorul cuiva sau faptul că tu părăsești pe cineva. Vreau să mai scot două cărți aici pe dragoste. Ia să mai vedem. Și ce avem aici? Poker face. Da, și cineva, da, care te înjunghie pe la spate, cum s-ar spune. Trădare. Da. Cineva descoperi pur și simplu o trădare. S-ar putea să descoperi o trădare și asta să te dărâme așa un pic. Dragă Scorpion. Dar pentru alții dintre voi apare totuși ceva frumos aici, pentru că apare, mai puțin, pentru că apare dragoste necondiționată și un nou început, o nouă iubire. Bun, bun, bun. Bun și nu prea. Nu știu cum să spun. E așa și așa. Pe dragoste nu prea iese bine. Numai pentru persoanele singure mai mult. Da. Pentru persoanele singure lucrurile stau mai bine. Pentru că ai putea întâlni pe cineva nou. Dar pentru cei care sunt în cuplu s-ar putea să nu fie chiar bună treaba. Un premiu mai văd aici în casă. Da? O persoană care primește un premiu. Hai să văd un sfat pentru tine. Fertilitate. Creativitate și fertilitate văd aici, iepurașul. Iepurașul mai înseamnă și frică, teamă. Dar, da, iepurașul de obicei, da, cu asta vine, cu fertilitate. Deci, dacă vrei un bebe, ești foarte fertilă în luna asta. Și ce mai văd aici? Că trebuie să fii perseverentă sau perseverent și să mergi până la capăt. Până când îți îndeplinești misiunea. Acum nu știu ce misiune ai tu și ce misiune trebuie aici să fie dusă la capăt, dar cam asta mi-arată. Bun. Bun, bun. Să nu vă pierdeți speranța în cazul în care luptați aici să faceți un bebe pentru cei care doresc asta, pentru că s-ar putea să fie o lună foarte bună, o lună în care tu să fii fertilă. Bun, drăguților. V-am pupăcit, aveți grijă de voi. Numai bine. Ceau, ceau!